Apa Prodes Sadeva, operator regional al serviciilor de alimentare cu apă și canalizare, a semnat astăzi contractul de proiectare și execuție sistem de contorizare digitală și reabilitare cămine de apometru. Proiectul este cofinanțat prin programul Dezvoltare Durabilă și prevede schimbarea peste 50.000 de apometre clasice cu apometre digitale. Proiectul va fi implementat de asocierea Vestra Industrii SRL and AV Infra SRL and Rom Adria Press Construct SRL. Are o valoare de aproape 101 milioane lei fără TVA, iar ca termen de execuție 26 de luni de la data semnării contractului. Scopul acestui proiect e de apropiere a SECE Apa Prod de clienții săi, celor care le furnizează apa potabilă. Și, sigur, face parte din scopul general de a furniza o apă de bună calitate. Înlocuim aproape toți cei 50.000 de apometri existenți cu apometri digitali. Și, sigur, refacerea căminilor de apometru care nu corespund. În primul rând, va diminua pierderile de la consumatori, lucru pe care noi ne dorim, pentru că dorim să furnizăm acea apă de care este nevoie, nu apă care se pierde inutil, chiar în instalațiile proprii ale consumatorilor. Sistemul va da avertizări acolo unde se înregistrează o defecțiune în rețelele interioare, adică cele de după apometru, iar înainte vom avea un sistem de măsurare a consumurilor zonale și asta ne va indica tot digital, adică online, în timp real, a pierderilor. Datele sunt pentru orice, facturare în primul rând, pentru că ai indexorare. După care, pasul următor este cel pe care l-am tot uitat în discuția de astăzi, gestiunea apei, gestiunea eficientă a resurselor de apă, asta înseamnă să găsești profil de consumator, să poți deduce, să găsești valoarea pierderilor și pe acolo acțiuni pentru reducerea pierderilor de apă. Poate cel mai important lucru este ca această apă să fie gestionată bine, cum să o poți face mai întâi. Îți vezi care este volumul de pierdere, după aceea cu acțiuni pentru a reduce. Asta e cel mai bun. A doua chestiune, dispar toată partea subiectivă în citirea contorilor. Pentru că trebuie să recunoaștem, nu doar în orașul dumneavoastră, în toată țara asta, există o discuție între acuratețe și între certitudinea că această valoare a contorului citită este cea adevărată. De data asta e o tehnică care nu poate minți. Peste ea vine această inteligență artificială, care este aplicația pe care o livrăm aici, și această inteligență artificială încearcă să găsească toate elementele necesare ca informația pe care primește un departament de contorizare sau de gestiune a rețelelor de apă să spună, da, avem pierde prețeaua cutare sau în zona cutare. Și de aici încolo alte acțiuni care înseamnă o logică alta de contorizare. La ora actuală, pierderile în rețelele de transport și distribuție a apei potabile sunt de aproximativ 50% din apa furnizată.